Trenul Suceava-Mangalia va intra în circulație de vineri 14 iunie și va asigura legătura directă cu stațiunile de pe litoralul Mării Negre. Ca în fiecare an, acesta va pleca seara din Suceava, respectiv din Mangalia. CFR Călători a pus în aplicare programul estival de circulație trenurile Soarelui. Pe site-ul CFR au fost actualizate locurile disponibile pentru trenurile Suceava Mangalia, astfel încât sunt puse spre vânzare bilete de clasa 1, clasa 2 și la cușetă cu 4, respectiv 6 paturi. Trenul va pleca din Suceava la 20.36 de minute și este programat să ajungă la Mangalia până la ora 6. La retur, trenul pleacă din Mangalia la ora 21.30 de minute și este programat să ajungă la Suceava la 7 și 28 de minute. Tarifele pe distanța Suceava-Mangalia sunt de 100 de lei la clasa a doua, 155 de lei la clasa a întâi, 130 de lei la cușetă cu 6 paturi și 147 de lei la cușetă cu 4 paturi. La aceste prețuri există însă reduceri substanțiale de până la 30%.